Aproape 450.000 de euro este suma care a fost alocată de Consiliul Județean pentru reabilitarea vechiului sediu al bibliotecii IA Basarabescu din municipiu. Cu acești bani se vor efectua reparațiile necesare atât în interiorul clădirii cât și pe exteriorul acesteia. De asemenea, directorul Instituției de Cultură spune că banii sunt suficienți pentru a schimba în totalitate mobilierul. În prezent, conducerea bibliotecii face demersurile necesare pentru a închiria spațiul necesar depozitării celor 120.000 de volume. Astăzi chiar am vorbit cu reprezentantul Băncii Naționale, m-am bucurat foarte mult de înțelegerea domnului director Dăscălescu de la Direcția de Investiții și Patrimoniu a Băncii Naționale și mi s-a promis că actele, documentele au plecat pe filiera legală. O filieră legală care nu e foarte simplă la noi, nu numai în România, dar mai ales la Banca Națională, acolo unde ajunge până la urmă să semneze guvernatorul. Bun, mi s-a promis că s-ar putea ca săptămâna viitoare hârtia respectivă să ne parvină, să putem descuia, pentru că clădirea e sigilată, și să intrăm în incinta respectivă unde să începem să depozităm cărțile. Munca pe care o vor depune angajații bibliotecii va fi una grea atâta timp cât cele 120.000 de volume vor trebui împachetate în saci etichetați. Dat fiind faptul că este prima renovare amănunțită a clădirii, nimic nu mai contează. Directorul Instituției de Cultură speră ca lucrările de reabilitare să fie finalizate la sfârșitul lunii martie anul viitor.